În sărbătoare s-a aflat astăzi și paraclisul istoric din reședința patriarhală care o are ca o crotitoare, alături de Sfântul Mucenic Gheorghe și Sfântul Proroc Daniel și pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. Optea monahală de aici a participat la Sfânta Liturghie și s-a bucurat de cuvântul de învățătură al preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Preafericirea sa a explicat că evlavia oamenilor pentru Sfânta Parascheva se vede și în numărul foarte mare de biserici care o au ca o crotitoare. Sfânta Cuvioasă Parascheva este cea mai populară dintre sfinții ale căror moaște se află pe teritoriul României. Dovadă grăitoare în acest sens în cele peste 450 de biserici de mir închinate Sfintei Cuvioase Parascheva. Acum numărul lor a crescut și prin faptul că unele parohii ortodoxe românești din străinătate au ca ocrotitoare pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. Această Sfântă Cuvioasă este deosebit de cinstită nu numai de către români, ci și către grecii din nordul Greciei, și de către bulgari și de către sârbi deoarece moaștele ei au stat o vreme în fiecare din aceste țări. Patriarhul României a mai evidențiat că Sfânta Parascheva este grabnic ajutătoare tuturor celor care își îndreaptă rugăciunile către ea, dar în mod special ea îi ajută pe tineri, pentru că tânără a fost și ea până în momentul plecării la Domnul. Sfânta Cuvioasă Parascheva este mult folositoare pentru toți creștinii, dar mai ales pentru cei care au o evlave deosebită față de ea. Ea a fost tânără, deci când a trecut la viața veșnică, având 25 sau 27 de ani, depinde de versiunile vieții ei, care au fost scrise de diferiți autori, și se vede aceasta mai ales la Iași, în perioada de examene, când studenții, cu multă evlave, cer ajutorul ei, ca să reușească la examene. Dar mai ales oamenii care sunt bolnavi, suferinți, vin de la depărtări mari pentru ca să primească ajutorul Sfintei Cuvioase Parascheva. Patriarhul bisericii noastre a explicat și motivul pentru care vechiul paraclis al reședinței patriarhale a primit-o ca o crotitoare pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. Din anul 2008 și acest paraclis patriarhal din reședința patriarhală a primit-o ca o crotitoare pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ținând seama că mănăstirea din această reședință este dedicată Sfintei Cuvioase Parascheva și nea se roagă cu sfinte rugăciuni de zi și noapte, maicile care o stănesc aici pentru primirea ierarhilor când vin la Sfântul Sinod și pentru activitățile de reprezentare ale reședinței patriarhale. Paraclisul istoric al reședinței patriarhale găstuiește din anul 2008 și un veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva adus de la Iași.